Astăzi o să facem un experiment și îl vom testa pe Octavian Popescu la 3 dintre cele mai mari echipe ale lumii. Vă salut băieți, eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod. Înainte de a începe, v-aș ruga tare, tare mult să dați un like la acest episod, să vă abonați dacă vă place ce fac, bineînțeles. De asemenea, trebuie să vă recomand site-ul celor la BuyFaCoins, găsiți în descriere că e un link către site-ul lor, aceștia având coins pentru FIFA 22. Poate vor vinde din nou și pentru FIFA Mobile. Selectați foarte simplu platforma, selectați câți coins vreți să cumpărați. Vedeți aici că aveți foarte multe metode de plată. Și mai mult decât atât, cadou din partea mea, să zic așa, la ce că puteți folosi codul Cristi pentru reducere de 5%. Prima și prima oară l-am dus pe Tavi Popescu la Manchester City, campioana Angliei. Vedem aici Manchester City, fans excited by Popescu rival, deci ce tare, nu? Pe prima pagina ziarului vedem Messi pe pagina 2 la PSG, un nimica Messi la PSG. Iar la început de sezon Tavi valorează 5,5 milioane de euro, are un salariu de până în 30.000 pe săptămână, deci un salariu foarte bun și o valoare foarte bună. La 72 pleacă Tavi. Forma 6.0, bine să spun că încă nu a jucat niciun meci. Vedem aici lotul lui City, foarte mulți jucători de calitate în atac, să zic așa, însă l-am pus titular, așadar sper să se descurce, sper să nu se accidenteze și vom simula sezonul până în luna mai, să sperăm că vom reuși să câștigăm măcar un trofeu Premier League sau Champions League sau orice, dacă se poate. Vă câștigăm și la națională. Meciul cu Olanda și cu Scoția, deci meciul destul de tare acolo național. E bine că am fost convocați, asta e bombă rău de tot. Haideți să vedem cum ne-am descurcat băieți în acest prim sezon. Manchester City este pe locul 2 și va termina pe locul 2 garantat. Liverpool 88 de puncte, foarte puțin pași greșiți făcuți de Liverpool. Burnley în schimb, atenție, Burnley pe locul 5 în Premier League, Leicester pe 4, Chelsea este pe locul 12 de-abia, deci plecarea lui Saubarg. Banul ăsta pe care l-a luat Abramovich nu a picat deloc bine la club. Brentford, Watford și Newcastle sunt la retrogradare și vor retrogada pentru că mai e un singur meci. În Emirates FA Cup știu că am fost terminați, nu cred că era ceva cu supercupă sau așa ceva. Mamă, Liverpool a câștigat Emirates FA Cup, dar Bournemouth a ajuns până în finală, interesant. Noi am fost terminați de prin, nu știu ce rundă, cred că runda a patra, apar n-am. Da, aici am fost la runda a treia, cred că, de Arsenal, deci ne-am descurcat varză. În Carabao Cup la fel am fost terminați de vreme, din ce știu. Spurs a câștigat totuși, Spursul pe care ne visese, să fiu sincer. Asta e, 3-1 ne am vins la retur, am câștigat noi 3-2 la întur. Hai să vedem în Champions League, deși acolo am văzut că am pierdut cu Realul. Realul care are finală cu Atletico, băieții, ce finală frumoasă. În semifinale, 3 echipe din Spania, doar United am ajuns pe acolo, dar a fost terminată. Noi am fost terminați de Real Madrid, ați văzut că am pierdut la limită, să zic așa. Grupa o câștigase, în fiind la egalitate însă cu PSG-ul, ceea ce este super, super bine. UEFA Super Cup a câștigat Chelsea, ok. Și UEFA World Cup, ok, deci este și Cupa Mondială în care am ajuns băieții cu România, grupă cu Argentina, Belgia și Țara Galilor. Hai să ce a făcut totuși băieții și Tavi Popescu, care a jucat un singur meci, băieți, un singur meci în acest sezon. Super, super puțin, din păcate, nu s-a impus Tavi, deși uitați că a reușit să crească până la 75 overall. 12 milioane de euro este valoarea sa, dar asta e. Sunt curios în națională, sincer, ce am făcut. România FA announced FIFA World Cup squad, ok. Și spunea că suntem convocați, da, suntem convocați la națională pentru mondial. Asta este un lucru foarte, foarte bun. Nu știu în ce meci am reușit să jucăm băieții, dar am și pierdut în meciul ăla. Cred că de aceea ne-a scos Pep. Și aparent Tavi a cerut și un împrumut, ceea ce mi se pare super interesant. Probabil nu i-a convenit că n-a jucat mai deloc. Am fost convocat la națională, ceea ce e destul de bine, deși n-am jucat deloc la City. Și hai să simulăm băieții și acest meci cu Aston Villa care ne-a mai rămas. O să-i dăm aici quick sim. Din păcate vedem, nu suntem titular, nu înțeleg de ce, pentru că îl pusesem pe Tavi titular, dar mă rog, măcar am bătut Aston Villa cu 2-0. Și cam asta a fost primul sezon la City, băieții, cred că o să stăm două sezoane, pentru că poate după al doilea sezon o să ne descurcăm ceva mai bine. Vine Cupa Mondială acum și sunt tare curios să vedem cum ne vom descurca aici. Simulăm până pe 27 iunie, dăm aici yes și să vedem dacă se califică România mai departe la mondial, cum ar fi. Însă grupă foarte grea cu Belgia, Argentina, pierdem cu Belgia, câștigăm cu Argentina. Și acum, băieții, este meciul cu Țara Galilor. Să vedem cum ne-am descurcat, pe ce loc suntem în grupă. Am fi pe locul 3, deci avem nevoie de
măcar un egal, pentru că Argentina are meci cu Belgia. Juca băieții în ambele meciuri și a marcat de două ori. Deci practic cred că în fiecare meci a marcat, ceea ce mi se pare super tare. Uite, Pep Guardiola a trebuit să ia lecții de la Edi Iordănescu, care ne-a jucat și a făcut foarte bine. Hai să simulăm meciul ăsta cu Țara Galilor, în care din păcate văd că suntem rezervă. Nu știu din ce motiv, dar suntem rezervă. Important este să câștigăm partida. Am câștigat-o, da mă, Cicâldău și cu Drăguș aduc victoria. Și asta înseamnă teoretic că am mers mai departe la mondial. Super tare, hai să vedem aventura noastră până unde se oprește. Am eliminat Argentina și am dat mai departe băieții de Spania. Cate, Spania ne elimină 4-1. Meci prea greu probabil pentru românașii noștri. Și vom da end season băieții, un sezon în care n-am jucat decât 4 meciuri, de care 3 la națională. Am dat totuși 2 goluri la națională din 3 meciuri, ceea ce este super bine după părerea mea. Hai să dăm aici end season. Nici o noutate în inbox și să vedem dacă continuăm la City până la urmă pentru încă un sezon. Și suntem băieții în ultima etapă a campionatului. Hai să vedem cum s-a jucat City în acest sezon. Și sezonul ăsta aparent a fost sezonul nostru. Deci după 2 sezoane, al doilea sezon, a zis Tali Popescu, își trece în palmares un trofeu cu City, mă rog, Premier League-ul. Hai să vedem în restul competițiilor. Măcar în acest sezon n-a mai fost surprize. Burnley-ul n-a mai fost atât de sus. Ba chiar mai mult, Burnley-ul are retrogradare pe locul 18. Arsenal cu sezonul slab, de pe locul 11. Foarte, foarte slăbuți. Hai să vedem mai departe. În Community Shield, City, am reușit să câștigăm băieții Community Shield-ul în fața lui Liverpool. Ok. În Emirates FA Cup, Liverpool se impune. Noi am fost eliminați de Arsenal în runda 6, ok, la penaltiuri. Nașpa, nașpa. În Carabao Cup se impune Leicester într-o finală cu Watford. Ok. Noi am fost eliminați fix de Leicester 3-1 în optimi. Pardon, în sferturi, pardon, în sferturi. Ok, ok, astea în Champions League, băieții. Real Sociedad PSG, ce finală, what? Leipzig Sociedad în semifinale. Noi am fost eliminați de Spurs, aparent. Suntem în calificările pentru european, cum ne-am descurcat. România e de-abia pe locul 3, spatele Angliei și a Poloniei, dar o grupă grea totuși. Hai să vedem acum cum s-a descurcat Tarif Popescu, dacă a jucat ceva meciuri. 3 meciuri în acest sezon, de-abia 3 meciuri pentru Tarif Popescu, care clar nu a reușit la City. Pare că Ange vrea să ne împrumute, deci Tavi la City a fost un eșec. Hai să vedem acum băieții la PSG cum ne vom descurca. Sper să jucăm mai mult la PSG, pentru că categoric experiența la City nu e una de bun augur pentru Tavi. Avem aici New Man to Boost Paris Saint-Germain, mi se pare complet normal. Lăsați-mă cu Messi, Tavi Popescu. Încă PSG-ul sunt foarte nesimțiți, au dat lui Tavi un salariu mai mic decât la City, 19.000 de euro pe săptămână. Ne-am oprit băieții înainte de meciul cu Mets din ultima etapă a campionatului. Să vedem cum ne-am descurcat. Campionatul luat la pas, 93 de puncte, doar 2 eșecuri în 37 de meciuri. Deci, într-adevăr, PSG în campionat n-are cum să piardă, efectiv, ce puțin în FIFA. OM de pe 8, Lille de pe 6, campiona Franței în momentul de față, teoretic. Ok, deci aici, clar, campion, tot ce trebuie, dar hai să vedem în alte, să zic așa, competiții. În Trophy Camp, aici am bătut Lille, nu știu însă ce o fi asta, cred că este ceva de super, un fel de super cupă. Cup național, hai să vedem aici, Saint-Étienne cu Montpellier în finală. Noi am fost eliminați foarte devreme, nu știu. Cred că prin runda 16, nici măcar aici, am fost eliminați de Saint-Étienne, mamă, în ceva, nu știu, nu nici măcar 16, mai înainte de asta. Hai să vedem în Champions League unde am descurcat. Finala între Bayern München și Liverpool, ce finală superbă. În semifinale, Interul și Barcelona au fost eliminate. Noi am fost eliminați din am fost eliminați din sferturi de Bayern. Grupele le-am câștigat aparent peste City. Să vedem dacă ne-am calificat și la mondial din această carieră, să zic așa. Aparent nu cred. Deci am preluat calificarea băieții cu naționala României. Să vedem ce a făcut Tavi sezonul ăsta. 2 meciuri jucate în primul sezon la PSG. E mai bine decât la City, dacă pot să zic așa, dar totuși prea slab. Și nici în acest meci nu suntem folosiți. Wow, Bellingham și Llorente aici la PSG. Ce transferuri, bombă. Atac nu știu dacă mai transferat ceva. Aparent nu.
Dar oricum, două transferuri bombă și Alphonso Davies. Mamă! Și hai să terminăm, băieții, primul sezon care la fel n-a fost deloc bun la PSG. End season și să avansăm mai departe în sezonul 2, unde să sperăm că vom juca în echipa asta stelară a lui PSG. Până pe 20 mai am mers, băieții, din nou. Haideți să vedem din nou campionatul câștigat la pas în Liga 1, deși mai cu emoții sezonul ăsta, doar la 7 puncte de locul 2. Doar la 7 puncte. Hai să ne restul competitor, să zic așa. Hai să ne în cupă. Aici avem finala cu Ren, care o să se face pe 3 iunie. Deci e bine că ne-am calificat până în finală, într-un final. Hai să continuăm, băieții, cu Champions League-ul, unde finala Manchester United-Milan. Milan a ajuns într-o finală după atâția ani. Ok, ne-am fost eliminați fix de Milan cu 3-2 la scorul general. Mamă, ce aproape am fost. Iar Juventus eliminată de United. Grupa a fost una cu Leipzig din nou, Olympiacos și Porto. Am câștigat-o la pas, niciun eșec, nimica. Și aici rămân calificările pentru Euro. Suntem pe 4, dar e o grupă complicată, rău, cu Franța, Polonia, Scoția și Ucraina. Acum hai să vedem ce a făcut Tavi, dacă a jucat nițel un meci în acest sezon oribil. Tavi nu se poate impune aparent. Marțial vedem acolo la Monaco și până acum două din trei echipe au fost un eșec pentru Tavi. Și ultima tentativă, băieții, este la Bayern München. Avem aici a prezenta New Man to Boost FC Bayern. Să sperăm că într-adevăr Tavi va face treabă bună aici la Bayern. Poate îi se va potrivi stilul ăsta mai nemțesc așa, deși și Bayern are o echipă foarte bună cu mulți jucători de calitate în atac, dar cine știe, poate măcar în sezonul 2 să facă treabă, să joace acolo cu Musiala eventual. Și vom simula până pe 14 mai, când e meciul cu Wolfsburg, ultimul meci al campionatului. Bun, și hai să vedem cum s-a descurcat Bayern și Tavi Popescu în principal. Deci Bayernul după 10 ani de zile pierde Bundesliga în fața lui Wolfsburg. Wolfsburg cu un sezon incredibil. Mă așteptam poate Dortmundul sau Leipzigul, dar nu, frate, Wolfsburgul ne ia campionatul, ok. Mă și bucur într-un fel că m-am săturat să tot câștige Bayern. În DFB Pokal, care cred că este cupa lor, da, suntem în finală cu Bayer Leverkusen. Hai să vedem, în Supercupă am câștigat cu Borussia Dortmund, dar cred că e meciul din sezonul trecut, teoretic. Hai să vedem, Champions League-ul. Bayernul, care n-a ajuns nici acum în final, nici aici n-am ajuns în final, să zic așa. PSG, în schimb, a ajuns într-o finală cu Chelsea. Noi am fost eliminați de vreme, aparent, de PSG, încă din optimi, aparent. Am avut și în ghinionul de a pica cu PSG-ul. Iar la Mondial ne-am calificat. Ok, deci două din trei calificări ale naționalei României. Tavi evoluează iarăși, doar două meciuri. Iar ce să vedeți, că meciul, ultimul meci al campionatului e fix cu Wolfsburg, dar nu mai contează, pentru că sunt la 4 puncte de ei. Cum era să fi fost la un punct sau două, să fi fost meciul cu trofeul pe masă, cum s-ar zice. Era mișto, uite că batem 3-2, dar degeaba, am pierdut campionatul la un punct față de Wolfsburg și ar trebui să mai avem acum și finala cupei cu Bayer Leverkusen, într-adevăr. Poate măcar pe asta să o câștigăm. Nu știu dacă e bine sau rău, că e convocat un jucător care nu prea joacă. Alania Spor vrea să ne împrumute, dar să dăm aici view offer și vom da reject offer. Pentru că nu mergem noi acolo în Turcia, noi vrem să ne impunem aici la Bayern, asta este obiectivul nostru. Și cum am zis, finala cu Leverkusen, să vedem ce facem, dacă am bătut, nu, pierdem finala din păcate. Leva marchează și aici, dar degeaba. Bayernul care l-a transferat pe Vardy la începutul sezonului, cred că. Ok, Jamie Vardy, nu m-aș fi gândit niciodată la așa transfer. În rest, nu văd, da, Alaba a rămas la Bayern, s-a întors la Bayern, ok. Și am pierdut două dintre meciuri de la Mondial, deci mă așa să fi fost eliminați, într-adevăr, la egalitate cu Mexicul și Țara Galilor, dar probabil ele cu un, cel mai probabil mă gândesc că au avut un golaveraj mai bun, cel puțin Mexicul. Wow, la egalitate, dar cu Mexicul ce am făcut? Am pierdut cu Mexicul, cred că, da.
și de-aia probabil a terminat sub ei. Noi am jucat în fiecare meci, deci e o chestie pe care o observ. La club nu jucăm, dar la națională jucăm. Nu știu care e faza. Păcate, Nagelsmann ne anunță că e cam dezamăgit de noi cum ne descurcăm. Auleu, auleu, deci ne așteaptă că încă un sezon în care vom sta pe tușă. Hai să vedem, băieții, al doilea sezon cum a fost oare în tricoul lui Bayern. Suntem la națională unde... Nu mai zic, a mers totul prost, suntem pe locul 4 și acum pentru calificările la european. Dar hai să vedem cu Bayern ce am făcut. Hai să vedem prima oară în campionat. Unde iarăși pierdem campionatul în fața lui Wolfsburg. Wolfsburg, marea revelație a acestui episod. Ne ia ambele titluri de campion în Germania. Surprinzător, deși am pierdut doar 3 meciuri, i-au pierdut 2, mă frate, și au avut și un egal în minus. Felicitări, ce pot să zic altceva. În cupă, hai să vedem, n-am mai ajuns nici măcar în finală. Schalke, Hertha Berlin, Schalke care a promovat aparent. Și noi am fost eliminați de Freiburg. Mamă, în runda a treia. Cam nașpa. Champions League-ul, unde avem o finală tipică englezească, Liverpool City. Și noi unde am fost eliminați, oare? Barcelona a ajuns până în semifinale, ok. Și am fost eliminați fix de Barcelona, ok. Da, nu m-aș aștepta să fiu sincer. Asta e ce grupe au fost în anul ăsta. Monaco, Roma și Mechelen din Belgia, cred, ok. O grupă lejeră în care, pe care am câștigat-o, dar uite că degeaba. Însă Tavi n-a jucat nici măcar un meci. Tavi n-a jucat nici măcar o partidă în acest sezon. Deci Tavi nu pare să poată să facă față la echipe mai puternice. Union Berlin ar vrea să-l împrumute. Și cred că asta ar fi o mutare corectă dacă ar fi pe cariera lui, dacă chiar ar fi adevărat să zic așa. A ajuns la 78 overe și aici, 20 de milioane de euro este valoarea sa, 18.000 de euro salariu, deci cel mai bun salariu l-a avut la, cred că la City, în prima carieră. Ce pot să zic mai mult? Sper că v-a plăcut episodul. Pare rău de Tavi că nu s-a impus la niciuna dintre cele mai puternice trec pe ale lumii, zic eu. Data viitoare, dacă vreți, să facem parte doar cu alți jucători și poate la alte echipe, să sperăm că poate data viitoare alt românaș s-ar impune la echipele astea mari. Dați acolo like și ne zicem că bine pe următoarea dată. Pa, pa!